Baba n-a ajuns la propria ei înmormântare. A pierdut mortul pe drum. Bună ziua, YouTube! Dați și voi like și dați și voi un comentariu în care să ne spuneți opiniile dumneavoastră despre aceste povești de Crăciun. Suntem puțin întârziați din cauza faptului că am adunat mai greu aceste povestioare, dar am cerut oamenilor să ne trimită conversații și discuții și dezbateri de la mesele de Crăciun din familie. Pentru că nu e așa, când te duci acasă de Crăciun înapoi la familia extinsă, este imposibil, nu-i așa? Să ai o ceartă, să ai o dezbatere, să ai ceva aprins cu, nu știu, vreun unchi beat, vreo mămică, nu știu cum, și așa mai departe. Și am vrut să vedem aceste povești de la oameni. Acestea fiind se poftă bună, haideți să vedem. Hai să începem cu o poveste de la Bușu, ca de obicei. Bună seara, Silviu, bună seara, chat. Astăzi voi împărtăși cu voi un mic miracol de Crăciun. Ok, următoarea poveste are nevoie de niște context. Eu sunt absolvent al liceului de artă Victor Brauner, Piatra Neamț, bun liceu ăsta, am auzit de el, unde am frecventat secția de muzică la chitară clasică și pian. Liceurile vocaționale sunt puțin mai diferite. Spre exemplu, la fiecare început de semestru, ca la orice liceu, se împărțea orarul pentru fiecare clasă. La noi era diferit, pentru că după împărțirea orarului cu programa de cultură generală, trebuia să ne facem propriul orar cu orele de muzică. Ok? Zic că e șomer, omul. Aici pentru mine intervenea o problemă. Când vedeam acolo trecut pe foaie joi, ora 12, LB română, ora 13, educație fizică și restul zilei liber, nu mai îmi venea să pun nicio oră în plus și pur și simplu să chiulez la toate orele de muzică. Understandable. Așa că asta am și început să fac. Eu eram și în trupa de teatru de la liceul Petru Rareș, de unde mă știu cu Zăbălog. Și aveam și o trupă de metale și cumva nu îi deranja atât de tare că lipseam de la orele de muzică, profi știind că am activități music related. Înțelegerea asta tacită funcționa atât timp cât mă duceam la câteva ore cât să-mi învăț piesele pentru examen. Trebuia să dau examen la instrumente ca să-mi poată încheia mediile. Și mai erau câteva discipline unde trebuia să am un număr de prezențe ca să poată spune profesorii că m-au trecut prin materie. O astfel de disciplină era teoria muzicii, pe care o uram din suflet. La teoria muzicii ți se dădea un portativ cu câteva note pe care trebuia să faci citire. Asta însemna că trebuia cu o mână să ții ritmul în timp ce cântai pe gură toate notele de pe portativ. Era oribil pentru că îmi scăpa vocea de adolescent la fiecare două note cântate și pentru că trebuia să fac asta în fața întregii clase de colegi. Da, și eu am urât asta la orele de muzică din clasa 5-a. N-am înțeles niciodată care din... Ok. Așa că am decis unilateral că n-am să merg la teorie muzicală deloc. Iarna a venit și profii deja se pregăteau să ne încheie mediile pentru primul semestru. Deriga deja îmi tot zicea că doamna profesoară vrea să mă lase corijent pentru că am doar absențe semestrul ăsta și că trebuie să merg să vorbesc cu ea dacă vreau să-mi încheie media. Gândul de a merge să discut cu această femeie îmi producea atât de multă anxietate pentru că sigur urma să mă guilt tripuiască și să mă mustreze în fața colegilor mei, încât am zis că e mai bine să evit complet această interacțiune și să-mi văd de vacanța de iarnă. Foarte înțelept. Pe 20 decembrie 2008 sau 2009, eram clasa 10 sau 11, încep pregătirile de colindat cu colegii și prietenii mei. Noi ne strângem în fiecare an vreo 10 inși și făceam un mini concert de colinde, vreo 15-20 de minute și mergeam la familie și cunoscuți să facem niște bani de buzunar pentru sărbători. Pe 23 era prima zi de colinde, mergeam la toți profesorii noștri să-i colindăm pe moca, iar ei de obicei ne serveau cu niște mâncărică, un vinuț, după care mai stăteam la povești. Fiind în grup și oameni din alte licee, lista profesorilor se lungea destul de tare și de cele mai multe ori ne prindea ora 12 noaptea încă pe drumuri. Planul în anul respectiv era să începem cu profii outsider și să terminăm cu diriga mea, proful de română, doamna Dida de logică și domnul Hanganu de sport. După ce cutreierăm toți profii colegilor din alte licee, ajungem la diriga mea. Pentru că am servit un vinuț la fiecare casă, eu eram exact așa în fața ușii. Oh my god! Bușu tânăr, coaie! Bușu tumefiat de vin fiert! Pe la dirigă stăm, râdem, glumim, mai servim un paharel după cum se poate vedea în această următoare poză. Frumos erai. Bă, da, să mor eu, Bușu, un bărbat așa frumos. Să ne mă, e efectiv un bărbat frumos, bărbat bine. Bărbat bine și frumos cu trăsături de-alea de actor. Ia uite-l. Pornim către domnul profesor Găină, proful meu de română. Acolo suntem serviți cu ceai cu rom, specialitatea profului de română. Nu erați gen minori? Piatra Neamț, că e Moldova.
Ne punea pe toți în biroul dânsului, care era prea mic pentru 10 oameni, ne aducea o troacă de punch cu rom, ne dădea pahare de unică folosință și de acolo Dumnezeu cu mila. Trecem și pe la doamna Dida, care ne servește ca în fiecare an cu niște vin negru în timp ce ne povestește despre ce a mai făcut fiul dânsei. Foarte cute și wholesome. Și mergem la proful meu de sport. La domnul Hanganu încep să se resimtă toate paharelele cu care am fost servit de-a lungul zilei. Eu mai mult țipam în loc să cânt, trebuia să stau rezemat de balustrada de pe scara blocului ca să pot cânta la chitară și să și stau în picioare. Băiatul care cânta la tobo o lovea din ce în ce mai tare și tot așa. Proful ne ascultă cu drag, după care ne invită în casă. Înăuntru, primul lucru pe care îl facem este să cerem voie la baie și mergem toți pe rând să golim rezervorul. A goli rezervorul. După ce ne liniștim, proful ne întreabă cu ce să vă servesc. Am vin, coniac, whisky, un lichior pentru fete? Să spuneți ce beți. Domn profesor, am băut toată seara vin, așa că rămân pe vin. Ar fi trebuit să spun, dar eu i-am spus un coniac, domn profesor. Iau și încep să suc din păhărel și după vreo 5 minute proful vine la mine și de față cu toată lumea mă întreabă: auzi, dar tu mi-ai vomitat în baie? Auzi, bă, ai dat la boboș la mine în baie, mă, frate? M-am rușinat foarte tare și am început să-l convinc că nu i-am vomitat în baie și că probabil una din colegii a fost făptuitoarea, mai ales că eu și încă doi băieți am vomitat în spatele blocului înainte să urcăm. Dar asta nu i-am mai zis și profului. Mă rog, depășim momentul, ne îmbrăcăm, ne pregătim să mergem spre ușă, la care proful de sport ne zice: vedeți să mergeți și la profa de teorie muzicală, că m-a sunat și mi-a spus că vă așteaptă. Desigur că în stadiul în care eram, fix asta îmi lipsea. Din păcate n-am putut să mă eschivez pentru că 1. Locuia la gen 2 blocuri de proful de sport și 2. Ocilarele clasei au început din prima să strige: dar cum, domn profesor, să nu merg? Sunați-o și spuneți-i că veni la ea. Scuze, nu erau tocilarele clase, dar a fost a dick move că au făcut asta. Mergem spre doamna Ciobanu. Așa o chema pe vremea aia, acum nu mai știu cum o cheamă după căsătorie. Mulțumim de aceste informații, Buș. Ajungem în scara blocului, care avea 4 etaje. Fără lift, urcăm pe jos la etajul profei, cred că 2, dar nu mai țin minte. O văd cum ne așteaptă cu ușa deschisă în timp ce urcăm. La poalele scărilor către etajul ei, începem să cântăm: deschide ușa creștine. Our signature move. După am continuat cu un sobru, florile dalbe, un vesel ziurel de ziua. What? Și un memorabil Feliz Navidad la încheiere. Eu în tot acest timp zâmbeam ostentativ către gazde, nu mai țineam minte bine versurile, așa că încercam să nu cânt prea mult sau prea tare. Se termină colindele, fetele se duc și o pup pe profă, cei din celelalte licee fac cunoștință cu ea, ceilalți colegi dau bună seara și intră în casă și îmi vine în minte un singur lucru de făcut. Mă duc la ea, îi dau bună seara, plec capul, îi iau mâna și încep să-i o pup, all while very drunk. Este, mi-am imaginat ca în desenele animate, scena aia cu Tom și Jerry, cu Tom care face la mâna lui. Așa, în timp ce îi pupam mâna, îi spuneam lucruri de genul: doamna profesoare, iertați-mă, am fost un nemernic, ați fost atât de înțelegătoare cu mine și eu am refuzat de fiecare dată să mă fac serios. Sincer, așa aburam și-o profele, n-am stemit. Nu mai știu dacă plângeam sau nu, dar taking back, I might have. Oricum, după acest moment stânjenitor, profa a zis că i-a ajuns să mă audă cum colind ca să-mi încheie media și de semestrul următor să încep să mă duc, că dacă nu se supără tare pe mine. Hai, te că ai scos-o la capăt. Nu m-am dus! Nu m-am dus și a trebuit să-i falsifice diriga mea semnătura să-mi încheie media pe vară. Poartă steaua E. Îmi place că a denumit această poveste un miracol de Crăciun. Și de rigă mea să-i dea Dumnezeu sănătate. Ce scurtă la mână a făcut la câte dalea încercuit de-a lungul liceului. Numai așa făcea. Numai așa făcea la dirigenție. Mai departe. Scandal pe cioată. De la altcineva. Bună seara, un Crăciun fericit la toți. Marc, Crăciunul viitor să fie fericit. Povestea unui ardelean mutat în Constanța. Înapoi la voi în regiune. Nu mai veni să ne invadați. Ne-am săturat. Plecați. Plecați înapoi la autobuze electrice. Ok. Așa, deci povestea unui ardelean mutat în Constanța care și-a petrecut sărbătorile în Ardeal cu familia. No, povestea începe așa. Am ajuns în Ardeal la ei mei, mama a făcut masa dinainte cu o zi de Crăciun pentru că urma să se strângă tot familionul și toți verii de gradul 5 acolo, plus verișorul meu preferat care mereu avea iarbă la el. Vine seara de Crăciun, toți ne strângem la masă și toți băgăm câtă vrăjeală putem despre viețile noastre minunate. În fine, vine vorul preferat, we go for that walk, s-au dus să fumeze drog, asta încerc să zică, mă rog. După o oră, două ne întoarcem acasă. Vorul începuse să facă glume cu unchiul Costel, iar eu într-un moment foarte sensibil simt nevoia să zic în fața tot familionul că mă las de facultate. M-am lăsat de medicină ca să mă duc la arte.
Le-am zis tot ce am avut de zis, fără să realizez de fapt ce am scos pe gură. No, mama cred că era să facă infarct, iar tata s-a dus să bea toată țuica făcută de bunul din Ardeal. Vă dați seama că toți mi-au sărit în cap că fac o greșeală extrem de mare și că nu o să ajung nimic în viață și că s-au chinuit ai mei să-mi plătesc mie facultatea? I mean, aici îi fair. Cu banii ăia puteam să investesc în Bitcoin și să ajung și eu ca virgulă chifoi. Ok. Mătușa divorțată pentru a treia oară băuse prea mult și a început dintr-o dată să-i facă mamei mele confesiuni cum că nu și-a făcut treaba deloc bine și pe lângă asta s-a luat și de aspectul meu. Mi-a zis că pixurile și tatuajele pe care le am mă fac să arăt ca o prostituată de pe centură. Îmi sucă mie, dacă vede asta. Bă! Mătușa genii, tu te fă drec. Instinctul mamei mele a fost de a te lua înapoi de copilul tu și mea. Văr mi era prea spart să realizeze ce lucruri a zis mama, mai bine. Din această ceartă au ieșit și lucruri cu childhood traumas și cât de mult voiau să-și reproșeze aceste lucruri. Vreau să vă menționez că din a doua zi de Crăciun nu am mai auzit nimic de femeia aia. Nu pot să zic că din seara respectivă de Crăciun, Doamne, cum scris să-mi bag. Are dreptate, mă, tu. Nu pot să zic că din seara respectivă de Crăciun, pentru că a fost nevoită să rămână peste noapte la noi, deoarece unchiul Costel băuse prea mult cu taică-miu, ok. Update, acum sunt anul 2 la arte, design și viața mea e mai bună. O lecție de viață. Alege să faci ceva ce-ți place. Uite, am avut și o lecție de viață. Am învățat să scrii viața mea că să mor eu. Dar efectiv, unii dintre voi n-ați scris o compunere în viața voastră, de-aia ai ajuns la medicină. Bine, tare, ce să zic? Așa zisul Crăciun în familie. Bună, Fire, bună, Alex. Îi zic eu, bună lui Alex. Bună, chat, Crăciun frumos tuturor. Mie, mic context, eu am o mătușă divorțată de vreo 40 și ceva de ani. Femeia mea e foarte doritoare de ori... Femeia mea e foarte doritoare de organul genital masculin pe care nu prea îl primește, fiind astfel mereu frustrată pe bărbați. Ok. Vă ador. Azi la masa în familie, după ce mă ia în brațe și mă salută, prima ei propoziție este: de la anticoncepționale te-ai făcut atâta? Nu, nu iau anticoncepționale. Am zis nu, am râs să scap de crin și am trecut peste. Masa în familie continuă. Eu deja cu moralul la pământ, având în vedere că am mari probleme cu mine, vă dați seama că nu a ajutat acel comentariu. Sunt boțoasă, tot eram întrebată dacă de foame sunt așa și să mai aștept puțin că vine și mâncare. La foame te buțui așa? Faci așa de foame, ce-ai fost în Iași, care-i treaba? Also, o mai apuca alintul și îmi dădea palme peste picioare în glumă, strigându-mă grasa, grasa, pe un ton mielușesc și râzând efectiv. Ce înseamnă un ton mielușesc? Grasa, grasa. Ce înseamnă un ton mielușesc? Doamne, efectiv familia mea, da. Jegul meu de mătușă. Și nu, nu s-a terminat aici. Mâncam toți fericiți, totul bine, iar se trezește femeia mea de nicăieri. Măi, totuși, nu vrei să mergi la sală să dai bulanele jos? Cu respect îi răspund că nu, că îmi place așa și îmi spune: a, da, păi na, e mai ușor să nu mergi. De ce urăsc oamenii ăștia de tâmpa? Asta s-a finalizat cu mine plângând în bucătărie la mama și la bunica care doreau să o omoare. Și ca să nu plec acasă prea fericită, când așteptam Uber-ul și stăteam pe canapea, îmi spune și bunica: cred că pantalonii ăștia nu prea te avantajează totuși, mă. Bă, dar e atât de funny, man, că ei nu înțeleg, man. Ei efectiv nu înțeleg. Toate generația de oameni n-au empatia necesară, că așa au fost crescuți și ei. N-au empatia necesară să-și dea seama că oricât, adică și da, știi, în unele cazuri, știi, poți să ai dreptate, da, într-adevăr, știi? Cineva poate pentru binele sau ar fi bine să îi... Adică asta, că la finalul zilei cum nu realizezi că genul ăsta de comentarii starea unui om? Și asta că efectiv nu realizează. Ei nu realizează, da. Efectiv traumatizați înapoi. Traumatizați înapoi, ca au și triggerile lor. Traumatizați înapoi. Uitați așa, pantalonii mei preferați nu vor mai fi purtați ever, iar problema este că nu sunt mult prea super ponderal or so și ea doar să-mi poartă de grijă că nu e sănătos. E doar foarte slabă, e de la foame. Bunica ta de la foame e așa slabă. Ea e foarte slabă și o să mai plinuse decât ea, rezultând că la mine e problema. Dar frumoasă, dragilor, a fost ultimul Crăciun la care mă duc la neamuri. V-am pupat pe toți. Dar mie și asta mi se pare că e gen... Adică e și atitudinea asta care oricât de... Și adică eu personal, la 27 de ani, m-am obișnuit, știi, cu... Adică trec peste, zic, da, ok, bine, știu. Dar ca asta că ei nu realizează, asta mi se pare funny, că nu realizează că genul ăsta de discurs și de conversație și la efectiv te împing să nu mai vrei să mai stai cu ei, să nu mai vrei să mai vii la mesele în familie, știi, și pe urmă încep să victimizeze. Doamne, dar de ce nu vii? Doamne, de ce nu vii? De ce nu mai treci pe la mine? De ce nu mai... Hai să continuăm. Povești și certuri de la masa din Crăciun. Merry Christmas, Fire, Alex, chat și de ce nu, poate și YouTube. Astăzi sper să vă încânt cu o povestioară dintr-o zi de Crăciun de acum câțiva ani. Povestea începe de fapt în ajun de Crăciun, atunci când ai mei s-au gândit să facem prezența la mătușa mea la cină. Vă dați seama că n-am făcut mofturi la masă, mâncam carne de vânat, mă simțeam, zici că eram Carol I. Bine că nu erai Carol al doilea, că ridicai masă.
Problema a început atunci când m-am retras de la masă la ora 11, pentru că deja unchii mei începeau să dea semne de prea mult alcool în sânge. Mă uitam și eu la un film ca tot omul, când bam, se aude un pahar spart. Credeam că era ceva pentru noroc, sparge un pahar pentru sănătate sau ceva. Stare, familie de greci! Apoi lucrurile s-au calmat. După cam o oră de la ultima ieșire, ai mei unchi s-au luat iar la ciondăneală de față cu bunica, care avea probleme cu inima. Un detaliu important. A făcut infarct la bătrână. Se ceartă ei cât se ceartă și la un moment dat mătușa mea îi dă afară pe ușă și oamenii literalmente încep să se trântească prin zăpadă, nu din joacă. Mama țipă la mine și la fratele meu să stăm în cameră, verișorii mei cei mari se distrau de minune și eu nu aveam absolut niciun habar despre ce se întâmplă. Două secunde mai târziu se aud țipete. Bunica leșinase, făcuse un atac de panică, cred. Panică la nivel extrem. Cineva cheamă ambulanța, cineva plângea, cineva încerca să o ridice pe bunica. Cineva țipa la noi să rămânem calm, că o să fie totul bine. Nu au trecut 5 minute că tata deja mă ducea acasă. O omorât-o pe bătrână. Ne-au trecut 5 minute că deja tata mă ducea acasă cu viteza luminii ca să poată și să se întoarcă la locul faptei. Nu știu ce s-a întâmplat după, dar știu că unchii mei nu s-au mai uitat unii la alții 3 luni și nu s-au mai certat niciodată de față cu bunica. Zic eu de ce. Zic eu de ce. Vrei să știi de ce s-au certat ai tăi? Că încă nu știi. Încă nu știi. Zic eu de ce s-au certat unchii. A bătrână are un teren agricol undeva acolo. 2 hectare. Are un teren agricol. Cui rămâne? Aia, de la aia s-au luat, zic eu. De la aia s-au luat. A, bătrână încă era în viață și se certau pe moștenire. Asta e, zic eu, de-aia s-au luat. Te întreabă-l pe unul care te înțelege, întreabă, bă, de ce v-ați luat? Aia tu te și întreabă. Nu, întreabă-l pe ăla cel mai bătrân. Pe ăla cel mai bătrân întreabă-l, că ăla e gen, ăla trebuie să primească, de fapt. Păi ăștia vor să-mi fure moștenirea. Aia te și întreabă-l, că asta e. Baba moartă din dubă. Asta e continuarea. Asta e continuarea. Baba moartă. Salut, sunt Oana, AnyPronounce, și nu știu să fac un doc pe iPhone ca un boomer obosit, așa că trimit povestea așa. Îmi pare rău for any inconvenience. Este total în regulă, mulțumim. Here it goes. Salut, FireChat, Bușu și probabil Zlăvor. For some background info, eu sunt studentă în Cluj și cu câteva zile înainte de a mă întoarce acasă, am aflat că taică-miu fusese la ceva mormântare pentru soacra mătușii mele în Oltenia. Nu voia să ne spună mai multe despre ce se întâmplase și eu credeam că el de fapt era beat mort și nu mai știa nimic. Fast forward, aseară au venit la noi o parte din neamuri pentru vizita obligatorie de Crăciun și după ce s-a îmbătat taică-miu, am aflat ce întâmplare au avut loc în ziua aceea. S-au luat taică-miu și încă doi unghi de-ai mei, am vreo 5 sau 6 în total, nu mai știu, băi, este aceeași, e același univers. E același univers cu baba cu atacul de panică. Așa, deci taică-miu și încă doi unghi de-ai mei s-au apucat să meargă din Deva până în Oltenia să se facă muci la mormântarea babei. Evident că a mers și vorul meu, pentru că at the end of the day era bunica lui și mătușa mea. Ca să afle că au venit în jur de vreo 50 de persoane să mormânteze baba. Păi nu știi cu ea a lăsat testamentul, au trebuit să fie toți acolo. Pentru că toți banii s-au dus pe pomeni și chestii de genul, nu mai aveau bani pentru dric și au pus-o într-o dubă random. Într-o dubă de aia de Cristim. Au sunat la Kaufland. Nici nouă dubă. Da, au dus-o cu fan curierul. Au dus-o cu fan curierul, au ajuns la biserică, au cerut aia codul, preot. Ardele e dumneavoastră, sau cum se consideră Deva? Deva e Ardeal sau Banat? E Ardeal, nu? Sau e Banat? A dus baba la Easybox. Coletul dumneavoastră vă așteaptă 3 zile, că după 3 zile nu mai ține formul ăla. Așa că Vărmiu, printre singurile persoane care nu erau bete deja, primise sarcina de a conduce în fața dubei care ducea baba moarte spre cimitir. Din ce am înțeles de la taică-miu, care era și în momentul ăla bat mort, sau că am grăbit ca să nu-i prindă poliția și să le confiște baba moartă din după. Taci. Taci. Pentru că nimeni din familia mea nu are toate țiglele pe casă, oamenii mei s-au gândit să așeze baba moartă în... Oamenii mei s-au gândit să așeze baba moartă în fund în caz că îi oprește poliția și... Nu, oamenii mei s-au gândit să așeze baba moartă în fund în caz că îi oprește poliția și să le spună că murise fresh și că mergea tot familionul la spital cu ea. Au așezat baba în fund în caz că îi oprește poliția să le spună că murise fresh și că mergea tot familionul la spital cu ea. Nu știu dacă asta a fost doar o idee sau chiar așa s-a întâmplat, dacă sincer îi cred în stare. Mă gândesc numai la o babă moartă stând în fund în spatele unei dube. Ok, continuăm.
În timp ce mergeau spre cimitir, taică-mi și frații lui s-au rătăcit printr-o pădure, for some fucking reason, și au trebuit să împingă mașina dintr-o baltă de noroi, deci au cam ratat înmormântarea. Deci baba a fost... Baba n-a ajuns la propria ei înmormântare? Asta zici? Baba n-a ajuns la propria ei înmormântare? A pierdut mortul pe drum. Nu, stai că poate înțelegem. Au trebuit să învingă mașina într-o baltă de noroi, deci au cam ratat înmormântarea. A doua zi, vărmii a primit o amendă prin poștă sau ceva de genul legătură cu viteza pentru baba moartă, că aparent erau camere pe stradă. Shut up, shut up. Minți, efectiv minți. Efectiv minți. Păi să pun amenda! Să pun amenda pe numele ei! Să pun amenda pe numele papei! Cel mai mult am căcat pe care l-am citit. Vă dați seama că la sfârșit eram toți de la masă gen what the fuck și unchi mi-a sugerat să meargă toți la mătușa care i-a murit soacra să bea în cinste ei la ora 11 noaptea. Normal că ea acceptase și uite așa s-au dus trei Iescu cu Iescu taică-mi în vârf la încă o băută în seara sfântă de Crăciun. S-a întors acasă vai de capul lui pe la ora 2 dimineața și a mâncat o conservă jumate de pateu și o franzelă aproape întreagă și s-a culcat. Răzvan, dacă vezi asta în paie, era prea funny să nu o împărtășesc și sper că nu ți-au dat amendă. Mulțumesc pentru citire și sărbători fericite. Stați. Atenție, atenție. Baba în dubă, în spate. Poveste de Crăciun. Bună seara, Fire Alex Bușu chat. Merry Kringles la toată lumea dacă sărbătoriți, dacă nu, duminică plăcută. Am și o poveste de la o masă de Crăciun de acum câțiva ani. Familia noastră e notorie pentru faptul că nu există sărbătoare, zi de naștere, pomană sau nuntă fără să ne certăm. Dar această poveste mi-a dat subiect de terapie ani de zile, deși nu a fost cea mai mare ceartă. Pentru puțin context, mama adoră să facă masa mare cu orice ocazie, să cheme nașii, finii, mătușa de pe Italia, frasul, lucumnatul, colega de la muncă, etc. Tata, că bine s-au găsit, e mare MC și iubește să fie sufletul petrecerii în cel mai pur stil de tată românesc pe care l-ai văzut. Omul meu pregătea playlist-uri pe Winamp înainte să viseze Spotify, orice algoritm și merge la orice petrecere cu un stick USB sau două. Așa în caz că gazda nu avea muzică bună și de vibe. No joke, de multe ori începe cu Dalea cu a, ai piesa asta? Nu, hai că o am eu pe stick. Even to this day, când poți să găsești orice pe YouTube, încă care cu el borseta cu stick-uri în caz că vine apocalipsa sau picănetul. Da, tata e Cocolino Star, da, efectiv. Asta mă aduce la o petrecere de Crăciun de acum câțiva ani la noi acasă, într-o sufragerie de 3x4, unde suntem înghesuiți vreo 20 de persoane, dar după țuica fiertă cu pipera lui bunica mea se simte chiar confortabil spațiu. Mama aduce fel după fel după fel de mâncare, tata o face pe DJ-ul de parcă e în audiții să intre la main stage la Untold, dar toată lumea se simte bine. Being on his own turf, tata începe el să impresioneze pe toți invitații cu skill-urile lui de YouTube to MP. Tu pe MP3 converter și bagă cele mai obscure melodii visate de muzica populară românească, toate prezentate pe TV, grație unui aux cinstit. Nu mai știu exact cine, dar un invitat îl provoacă pe tata să bage ceva video de la guță sau ceva, nu doar audio. Tata, foarte fericit, avea chiar fix acel video undeva pe un stick. Bagă el vreo două stick-uri, caută prin foldere și mândru pornește video-ul. Doar că nu începe nenea guță să ne zică ce haine de gigolo are, în schimb apare un logo cu niște lei răgând și două cucoane îmbrăcate sumar care foarte clar erau pe cale să ne arate dodoaștele. Toți bărbații din încăpere au început să se uite unii la alții foarte fericiți, în timp ce mama urla la mine să mă duc să iau ceva urgent din bucătărie. Tata, fiind cam matrafoxat, a încercat să deschidă alt video, doar ca să ne arate alt set de doamne în proces de a dansa tangoul diavolului! Tangoul diavolului! Uite o persoană care știe să scrie! That's right! He accidentally exposed his porn stash USB. His USB porn stash. Gata, pe ăsta e titlul. Tata ne-a arătat pornache la masa de Crăciun. Deși aia cu baba moarte e mai juicy. Până la urmă a găsit video-ul cu guță și toată lumea era oricum prea dusă ca să-și amintească a doua zi acea întâmplare. Toată lumea în afară de singurul copil de la masă care a băut prigat toată seara și încă este bântuită de Nicolae Guță Gigolo MP4 după atâția ani. Avea și denumirea Nicolae Guță MP4 și era filmul de la Budoar, Studentele în Otopeni. Sau cum erau alea? Alea, Alina Plugaru în vacanță la munte.
Eu știi cum le ascundeam când eram mic? Deci eu când eram mai deștept, că aveam tot așa calculator la comun, le ascundeam în program files. Intrai ce program files și găseai pe acolo un folder de ăsta gen Winamp, găseai un alt folder în Winamp și acolo băgai. Că mergea capul, n-aveam cap prostul folder, teme, folder, matematică, că nu-s prost. Bun, mai departe. Bună fiară, bună chat și Crăciun fericit. De câțiva ani, nu știu de ce, dar parcă Crăciunul nu mai e ce a fost. Simțeam că anul ăsta o să fie diferit, o să mă simt mai bine. FYI, I was so wrong. Puțin context, eu și iubitul meu suntem împreună, aseară a rămas sora mea la noi. Azi dimineață eu și sora mea ne-am trezit ca două flori cu o energie bună, everything good până aici. Cât timp am început să ne pregătim, deoarece urma să mergem la părinții noștri, iubitul meu a zis că bagă un match, lol, CS. Nu am enervat pentru că mi-am zis, măi, doar nu o să stea să ne păzească cât timp ne aranjăm noi. Corect. În fine, ne-am pregătit, eu și soare mi-am zis să facem poze, într-un final s-a pregătit și el și m-am gândit, hai să facem poze basic de Crăciun ca un cuplu basic. Am pus timerul 10 secunde, în moment în care a început să aibă o criză, că ce, tăi el nemișcat 10 secunde. Deci, gagică, tu a început să facă spume, că ai vrut să-ți faci o poză cu el și că avea timerul 10 secunde. Știe că nu trebuie să stea nemișcat gen 10 secunde, trebuie să stea nemișcat doar după cele 9 secunde. Om care joacă CS, mă rog. Moving forward, nu am mai făcut nicio poză, el a considerat că e vina mea și eu am stricat ziua. What? Cum adică i-ai stricat ziua? Am ajuns la e-mail și am mâncat sarmale cu nod în gât când venea să am o sesiune de plâns puternică pentru că mi s-a stricat Crăciunul și anul ăsta. Sora mea, 17 ani, a început să se enerveze și ea la masă pentru că acum avea și ea o stare de căcat din cauza iubitului meu, iar acum aștept să înceapă stream-ul. Surpriză, el se joacă pe calculator și-l aud cum se disperă la jocuri. Crăciun fericit. Bușu. I'm sorry, dar cine stă 10 secunde nemișcat? I kinda get it. Por la fragul, rege! I got you! Ești ratapuș, cum adică să stai 10 secunde nemișcat? Nu trebuie să stai 10 secunde nemișcat. Măi, dar are sunet, e tân, 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 tân. Adică, de cam an, nu trebuie să stai 10 secunde nemișcat. Trebuie să te pregătești în 10 secunde și, pormă, ultima secundă să stai nemișcat, ce mai e căcat. Dar cum adică a făcut scandal că a trebuit să-i faci poză pe taiut și pe gamerul ăsta? Păi, gamer ne spăla la curd, lasă-l cu femeia în pace. Spor la fragul, rege. Spor la fracuri. Cine-i Janghina? Da, asta e un de la bun pentru cine-i Janghina. By the way, să vă uitați la ultimul video al lui Rux de pe YouTube cu cine-i Janghina. E acolo un om care a mințit în CV că a editat pentru mine și că cu par de fapt el nu prea editează, el dă la alții să editeze că e muist. Și a zis asta la un interviu de job unde aia mă știau și îl știau și pe cu par. Mai departe. Bună seara, cea poftă bună YouTube. Întâmplarea pe care o să vă povestesc e scurtă și cuprinzătoare și a avut loc acum 2 ani. Pe atunci aveam un iubit cu care nu ne înțelegeam în pat. Nepotrivire de caracter. Și acesta, Și acesta a sfârșit prin a veni la familia mea de Crăciun, urmând să rămânem peste noapte la ei. Ne înțeleseseră că plecăm în 26 decembrie de vreme ca să avem timp să spice things up, dar ei mei au decis că au alte planuri pentru noi și we ended up staying there the whole day. Am luat cina în familie, familie extinsă cu verișori veniți din străinătate, mamă, tată, soră, frate, purcel, cățel, el aruncând un priviri ucigașe pe tot parcursul serii. Este un pic, deci voi nu vă înțelegeați în pat, dar în același timp erați hornălei la masa de Crăciun? Ok. Cumva, în timpul discuțiilor de la masă, am ajuns la subiectul sex. Ei bine, nu știu ce am zis și iubitului meu nu i-a convenit și a ajuns să strige în gura mare. Ce vorbești tu despre sex? Ai zis că plecăm de dimineață ca să apucăm și noi să ne f***ăm și iată-ne la masă la măta la 18 seara. No need to say că toată masa a tăcut. The silence was loud as fuck. I'm still baffled till this day about the audacity. That's it. I mean, that's borderline impressive. Să zici așa ceva la masa de Crăciun cu tot neamul lui aia acolo. That's borderline impressive, jur. Ce vorbești tu, da? Da, îmi dai seama că și fost pot. Ce vorbești tu, domne, de sex? Ai zis, da, să scoți ochii că n-ai primit o doașcă. Ai zis că plecăm de dimineață ca să apucăm și noi să ne... Și iată-ne la masă la măta la 18 seara. Astea cu coaile umflate la masă la masă de Crăciun. Încă sunteți împreună? Asta cred că e același un ăla care se juca CS și nu voia să stea la poză. Mai departe, ultimul Crăciun fericit. Hello Silviu, Alex, Crăciun fericit.
Cel puțin asta vă urez vouă. Despre mine pot spune că ultimul Crăciun pe care l-am făcut împreună cu toată familia a fost în 2014, când eu împlinisem onorabila vârstă de 14 ani. Până în momentul respectiv obișnuiam să facem Crăciunul în familie, însemnând familia noastră împreună cu unchiul meu. La momentul respectiv, unchiul meu, șofer de tir, divorțat de soție, s-a împrietenit foarte bine cu patronul de la firma unde era angajat. În ultimele 3 Crăciunuri până atunci l-a invitat și pe acesta să petreacă împreună cu noi, simțindu-se foarte bine în preajma lor mei și mai ales alături de vinul făcut de taică-miu. Acest domn, care avea maximum 25 de ani, era aproape milionar în euro din afacerile pe care le întreprinse până la momentul respectiv, lucru curios, ținând cont că venea dintr-o familie destul de modestă, alcătuită din 2 părinți alcoolici. Lăsând asta la o parte, acesta era pe semene foarte bucuros că petrece încă un Crăciun lângă niște oameni primitori. Se făcuse deja aproape ora 22, petrecerea era întoi, când deodată auzim un lătrat puternic al câinilor. Țin să menționez că stau la casă și în momentul în care am fost desemnat să deschid ușa, un convoi de aproximativ 8-10 mascați a dat năvală, punându-i la podea atât pe unchiul meu cât și pe prietenul acestuia, fără ca noi restul să putem conștientiza ce s-a întâmplat. Cioc, cioc, de la gaze! Eu am încercat să-mi păstrez calmul ca un bărbat ce eram, iar după ce poliția i-a escortat pe cei doi, au început să caute indicii pe baza mandatului de percheziție. Țin să menționez că unchiul meu nu avea domiciliu stabil la noi acasă, dar premergător de evenimentul respectiv, acesta a stat în pauzele dintre curse aproximativ 6 ani cu chirie neplătită în casa noastră, făcându-și anumite contracte de telefonie mobilă pe această adresă. În fine, polițiștii nu au găsit nicio dovadă incriminatorie, dar în urma acestui eveniment, prietenul unchiului a primit 6 ani pentru evaziune fiscală de câteva milioane de euro în urmă unui mandat ce a durat aproximativ 5 ani, iar unchiul meu și încă niște șoferi încă se află sub cercetare după 8 ani de zile. Acum Crăciunul e mai puțin numeros, dar mai liniștit, însă în fiecare seară de 25 decembrie pe la ora 22, parcă mă trece un fior pe șira spinării. Cum e care să intre peste tine, mascații? Dom, să înălțăm! Cum să uite cum e mascat pe tine de Crăciun? La 14 ani, da? Dragul prieten al unchiului, era un om bun. Aveam să aflăm că a devalizat statul de milioane de euro. Așa l-au prins pe Andrew Tate. Exact. Bun, avem un titlu cu greutate mai departe, povestea unchiului cărnos. Ok. Salutare chat, salutare YouTube! Asta este o poveste despre unchiul meu de la țară și ce obsedat e el de animalele lui, ajungând să facă o dramă despre ele la masa de Crăciun. Așa, deci când eram eu în clasa 7 sau 8-a în jurul anului 2007, unchiul meu se mutase la țară și își creștea propriile animale. Cum se apropiau sărbătorile, a zis mama să îl invite la noi pentru că era singur. Mama a acceptat și a propus să aducă chiar el carnea din care mama să prepare mâncarea. Mama i-a convenit că pe atunci era criză și era în rup de foame. La masa de Crăciun îi spune fratele mamei că e foarte bună mâncarea, dar carnea e un pic cam tare, la care unchiul meu gântește cu pumnul în masă și țipă la fratele meu că asta e carne adevărată de aia, nu ce aveți voi la oraș. La care fratele mi răspunde, zici că e cauciuc carnea ta, unchiule, pe un ton amuzant. Ce ai băi, uncheșule? Spui că e cauciuc ăstea. Atunci unchiul meu se ridică de la masă și începe să urle, da, să urle, cât poate el de tare. Tu știi cât am muncit eu pentru carnea asta? Tu știi ce greu e să am animale? Știi ce greu e să fii cu adevărat bogat? Eu am găini, vaci, porci. Mie, în gură, fire.